Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, sunt Dorina Gerganov și vă prezint ora știrilor. Moldova Gaz nu a găsit deocamdată o soluție pentru a achita datoria față de Gazprom. Este declarația făcută în această dimineață de conducerea companiei după ce ieri Gazprom a avertizat țara noastră cu sistarea furnizării combustibilului în decurs de 48 de ore în cazul neachitării restanței conform termenului stabilit în noul contract. Pe pagina sa de Facebook, Spânu a scris că datoria către Gazprom este de peste 74 de milioane de dolari și s-a format din cauza achiziționării gazului în luna octombrie la preț de peste 790 de dolari pentru 1000 de metri cubi, iar tariful aplicat pentru această perioadă nu a acoperit diferența. Până la acest moment, Moldova Gaz nu a găsit o soluție comercială ca să stingă datoria. După aplicarea tarifului modificat din luna noiembrie, Moldova Gaz este obligată să achite integral consumul de gaz pentru Gazprom, susține vicepremierul. Reacția lui Spânu vine după ce Gazprom a avertizat că în cazul neachitării restanței, furnizarea gazului către Moldova va fi încetată în decurs de 48 de ore. Plata nu a fost făcută. În legătură cu acest fapt, Gazprom a anunțat partea moldovenească că peste 48 de ore furnizarea gazului în Moldova va fi sistată. Contactat de TV6 pentru o reacție, președintele Consiliului de Administrare al Moldova Gaz, Vadim Cepan, nu a putut nici să ne confirme și nici să infirme riscul ca țara noastră să rămână fără combustibil. Acum suntem în discuție, o soluționare problemă cu guvernul. Altceva nu pot să vă spun, nu pot comenta așa nimic. Dar, într-un comunicat de presă, instituția anunță că obligațiile financiare nu au fost onorate la timp din cauza că, în octombrie curent, Moldova Gaz a înregistrat un deficit al balanței de plăți ca urmare a creșterii prețului de achiziție a gazelor naturale. Luni, la emisiunea Moldova Zi de Zi de la postul nostru de televiziune, politologul Ian Lisnevski a declarat că vinovată de această situație este guvernarea, care a început prea târziu negocierile cu Gazprom. În țările europene, Estonia, Lituania, toți au știut vara că vine iarna, va fi greu, de ce au adus convorbirile cu Federația Rusă. Numai în Republica Moldova noi ne-am trezit practic în luna septembrie, când deja expiră contractul, s-a trezit că, stați, dar vine iarna. Anterior, atât președintele Sandu, cât și reprezentanții guvernului au declarat că nu se vor implica în procesul de negociere a unui nou contract de achiziție a gazului de la Gazprom, menționând că discuțiile sunt o prerogativă a companiei Moldova Gaz. Totuși, în data de 29 octombrie, vicepremierul Andrei Spânu a anunțat că țara noastră a încheiat un nou contract de livrare a gazelor naturale cu gigantul rus pe o perioadă de 5 ani la un preț de 450 de dolari per 1000 de metri cubi. Începând cu 1 noiembrie și prețul a fost majorat, iar moldovenii achită pentru un metru cub de gaze consumat 11 lei și 8 bani, față de 4 lei și 30 de bani cât plăteau până acum. Executivul a anunțat că va compensa diferența de tarif, dar numai pentru cei care consumă până la 150 de metri cubi de gaze. Ofițerii Serviciului de Protecție Internă și Anticorupție au descins în forță în această dimineață la domiciliile a 4 angajați a Inspectoratului de Poliție Florești. Oamenii legii au dat busna în casele și mașinile acestora după ce au fost informații că dețin ilegal arme și muniții. Dacă e așa sau nu, se va expune ancheta. Cert este deocamdată că indivizii într-adevăr păstrau puști, pistoale și gloanțe de diferit calibru. Cei 4 sunt anchetați într-un dosar pe penal și riscă ani grei de pușcărie. Un mini-arsenal de arme și muniții au fost depistate de ofițerii spia în timpul desfășurării a 8 percheziții la mai multe adrese din Florești. În total este vorba de 8 arme de foc, 595 de cartușe de diferit calibru și 3 permise de port armă, toate păstrate ilegal. Verificările au avut loc în cadrul unui dosar penal intentat pentru purtarea, păstrarea, procurarea, fabricarea, repararea sau comercializarea ilegală a armelor și munițiilor, sustragerea lor săvârșită de
două sau mai multe persoane. În anchetă este vizat un grup de funcționari publici cu statut special la Inspectoratul de Poliție Florești. Potrivit SPIA, aceștia, folosindu-și situația de serviciu ilegal, ar fi însușit 4 puști de la un bărbat care avea permis pentru acestea și care a decedat în anul curent, locuitor și el al raionului Florești. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă până la 7 ani de pușcărie. Totodată se întreprind măsuri speciale de investigații și acțiuni de urmărire penală pentru stabilirea și altor persoane care ar avea tangență cu acest caz. Peste 530 de polițiști și mascați de la Fulger au luat din nou la verificat mai multe penitenciare din țară. Acțiunile au loc în cadrul unui dosar penal investigat de procurorii PC Cox, dar și alte detalii nu se cunosc încă. Acestea vor fi oferite mai târziu, ne-au comunicat responsabilii de relația cu presa. Amintim că acum o săptămână, oamenii legii, dar și angajații ANI au efectuat percheziții în penitenciarul numărul 4 Cricova și penitenciarul numărul 3 din Chișinău, unde au fost găsite mai multe substanțe interzise, precum telefoane mobile și accesorii pentru acestea, seturi de cărți de joc, droguri, băuturi alcoolice, dar și materiale de primă destinată preparării băuturilor alcoolice. Polițiștii austrieci au confiscat dintr-un autocar plin cu moldoveni peste o tonă de alimente și băuturi. Oamenii legii au spus că bagajele erau o adevărată bombă calorică, scrie presa română. În urma unui control la vamă, oamenii legii au confiscat peste 500 de kilograme de carne și pește, peste 300 de kilograme de fructe și legume, dar și peste 300 de litri de alcool și alte câteva sute de pachete de țigări. Mare parte din marfa reținută era pusă în colete trimise de moldoveni pentru rudele lor din străinătate. Mâncarea și alcoolul au fost depozitate de șoferii din Moldova sub formă de pachete în portbagajul autobuzului, iar carnea și peștele nu erau nici măcar înghețate. Cei trei șoferi de autocar s-au ales cu o amendă de 1300 de euro. În plus, întreaga marfă a fost distrusă, fiind vorba de 1,2 tone de alimente și băuturi. Accident auto terifiant în Bulgaria. 46 de oameni, dintre care 12 copii, au murit într-un autocar care a luat foc pe autostradă din vestul țării. Corpurile victimelor au ars complet, a declarat ministrul bulgar de interne venit la locul tragediei. Doar 7 persoane au scăpat cu viață după ce au sărit din autovehiculul cuprins de foc, iar acum acestea se află internate în spital. Drama a survenit în jurul orei 2 după miezul nopții pe autostrada Struma la 40 de kilometri de Sofia. Se presupune că vehiculul a lovit o balustradă din motive necunoscute încă și a luat foc. Autocarul cu pasageri, dintre care 12 minori, se deplasa din Turcia spre Macedonia de Nord. Doar 7 oameni au supraviețuit accidentului, iar acum se află în îngrijirea medicilor, care spun că aceștia au scăpat cu viață după ce au sărit pe geamuri. Șoferul a murit imediat, prin urmare nu era nimeni care să deschidă ușile autocarului pentru ca și ceilalți pasageri să se salveze, au explicat autoritățile bulgare. Potrivit primelor informații, cele 46 de victime erau originare din Macedonia de Nord, unde era înmatriculat autocarul și care se întorcea spre Skopje, după ce pasagerii fuseseră într-o excursie de vacanță în Istanbul, Turcia. Ajuns la fața locului, ministrul bulgar de interne a declarat că trupurile victimelor erau complet arse. Imaginele sunt terifiante, a spus el. Porțiunea de autostradă unde s-a produs tragedie este închisă circulației. Cel mai recent accident grav din Bulgaria datează din august 2018, când 17 pasageri au murit în timp ce vehiculul în care se aflau circula pe o ploaie torențială, având la bord turiști bulgari ce se întorceau dintr-o excursie la o mănăstire dintr-o regiune montană la nord de Sofia. Șoferul care a intrat cu mașina duminică în participanții la o paradă de Crăciun din statul american Wisconsin va fi inculpat pentru uciderea a 5 persoane, au anunțat autoritățile americane, care exclud varianta unui atentat terorist. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi avut o ceartă conjugală cu puțin timp înainte de a provoca dezastrul.
Bărbatul avusese o ceartă în familie chiar înainte de carnagiu. Anunțul a fost făcut de autoritățile locale în urma audierii acestuia. Nu există nicio dovadă că a fost un act terorist, a declarat șeful poliției din localitate, potrivit AFP. Șoferul de 39 de ani a trecut în viteză prin mulțimea strânsă la târgul de Crăciun din Baucheșa, un oraș cu 72.000 de locuitori din statul Wisconsin, cu un SUV de culoare roșie, făcând de cel puțin 5 morți și 48 de răniți, potrivit poliției și autorităților din domeniul medical. Printre răniți se numără 18 minori cu vârste cuprinse între 3 și 16 ani care au fost duși la spital. 10 dintre aceștia sunt la terapie intensivă, iar alți 6 se află în stare critică. Conducătorul auto reținut de poliție a mai fost inculpat în 2020 pentru punerea în pericol a vieții altei persoane, apoi la 5 noiembrie pentru un episod de violență domestică, potrivit documentelor judiciare. Atunci când viața bate filmul, nu ți rămâne decât să faci din asta o poveste ecranizată. Oleg Crețul, moldoveanul paralimpic la judo, a devenit protagonistul unui proiect. Mai exact, soarta tragică a sportivului este ambalată și redată într-o peliculă cinematografică. Filmul Crețul va apărea în vară, iar pentru asta o echipă internațională lucrează asidu și promite un rezultat pe măsură. Oleg Crețul, originar din Chișinău, este maestru emerit al sportului în judo, campion al Jocurilor Paralimpice de la Beijing din anul 2008, medaliat cu argint la Jocurile Paralimpice de la Atena din 2004, deținător a 4 titluri mondiale și 3 europene, acestea fiind doar câteva dintre meritele sportivului. În spatele acestora stă o poveste pe cât de tragică, pe atât de impresionantă. Tânărul și talentatul sportiv abia înregistra primele victorii de înalt profil. Cariera promitea să fie de succes, iar viața fără griji. Cu serviciu, o femeie dragă alături, nuntă și planuri mari de viitor. Soarta însă la un moment dat s-a întors cu spatele și i-a trimis una dintre cele mai mari încercări. În anul 1997, la 9 zile de la nunta sa, Oleg Crețul a nimerit într-un accident rutier în care soția sa a murit, iar el, din cauza leziunilor grave la față, și-a pierdut complet vederea. Astfel, după o perioadă de spitalizare, depresie, recuperare treptată și reabilitare, 2 ani mai târziu, cu ajutorul prietenilor și antrenorului, a reușit să-și recapete încrederea în sine și a început din nou să practice judo, drept că sportul olimpic a devenit paralimpic pentru el. Această istorie zguduitoare de viață va fi redată într-o peliculă cinematografică. Filmul Crețul este realizat de peste 50 de profesioniști din Rusia, Ucraina, Moldova și România, iar ideea aparține regizorului rus Alexandra Lihachova. Este despre cum omul s-a autodepășit cu ajutorul prietenului care este și antrenorul său, Vitalie Gligor. Acesta l-a ajutat să se întoarcă în marele sport, dar deja nu în calitate de sportiv obișnuit, ci în calitatea unui paralimpic al selecționatei. Toți muncesc ca să creeze istoria interesantă de viața a unui om. Acțiunea se petrece în anii 97-2002, astfel, aflându-se de câteva săptămâni în Moldova, echipa de creație a reușit să filmeze mai multe scene în diferite locații din Chișinău, dar și regiunea transnistriană, acolo unde au găsit locații asemănătoare celor din perioada anilor 90. Mă snimale și scenă svadbă. Noi am filmat și scena nunții, ținând cont de faptul că era anul 97, am avut îmbrăcămintea de pe atunci, mașini strict din acea perioadă, săl de nunți, apartamente fără reparație, fără ferestre termopane, deci au fost anturajul din acei ani. Pe aeroportul din Chișinău, echipa TV6 a reușit să surprindă o scenă din film, și anume cea în care Oleg Crețul, împreună cu antrenorul său, pleacă la o competiție sportivă. Realizatorii proiectului spun că au avut marele noroc să găsească un avion care să corespundă timpurilor în care s-a produs acțiunea. Chiar un mare noroc, pentru că tipul ăsta de aparat probabil că este întâlnit mai mult în muzee și destul de greu accesibil, și locațiile noastre fiind aici în jurul Chișinăului, normal că a fost un ajutor foarte mare pentru noi. Protagoniștii, adică Oleg Crețul și antrenorul său, sunt jucați de artiști cunoscuți în cinematografia rusească. Este vorba de Nikita și Sergei Volkov, primul jucând rolul eroului principal. De asemenea, unele personaje episodice sunt interpretate de actori autohtoni.
Noi jucăm oameni reali pe care îi cunoaștem și cu care am petrecut un anumit timp, în care i-am analizat și încercăm să intrăm în pielea personajelor, în psihofizica lor care nu se aseamănă deloc cu a noastră. Căutăm ceva să găsim și cred că iese ceva. Descoperim lumea judoului, a sportului, dar și cea în care ei au trăit. Judo, sport și etul vremii în care au trăit. Sergei Volkov spune că este pentru prima oară în țara noastră, iar atmosfera de aici îl ajută să intre mai ușor în pielea personajului. Невероятно вкусно здесь готовят. И мы ещё были в Тирасполе, в Бендерах. Мы покатались уже много где. Замечательные люди, прекрасная страна, очень вкусное вино. Да, нам здесь очень нравится. Filmul Crețul va fi ecranizat în august 2022. Potrivit producătorilor, pelicula va fi difuzată la TV. Nebunie mare la aeroportul internațional din Chișinău. Zeci de microbiști aproape că s-au călcat în picioare pentru a întâmpina cea mai titrată echipă de fotbal, Real Madrid, care a aterizat în această amiază. Suporterii înarmați cu pancarte și telefoane mobile au încercat să imortalizeze momentul istoric. Totuși, jucătorii de 10 de milioane de euro au fost zgârciți la autografe și au urcat în autocare. Echipa antrenată de Carlo Ancelotti a fost escortată de poliție. De ore bune, madrilenii erau așteptați de zeci de oameni și la hotelul din stânga Nistrului, acolo unde s-au cazat. Meciul dintre Sheriff Tiraspol și Real Madrid se va juca miercuri seara la Tiraspol, începând cu ora 22, în prima partidă disputată pe Santiago Bernabeu în 28 septembrie. Campionii Republicii Moldova au reușit să producă surpriza serii în grupele Ligii Campionilor, învingând Real cu scorul de 2-1. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor, eu sunt Dorina Gerganov și vă dau întâlnirea cu noi informații la ora 19. Vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!